Cântarea Salvare e doar prin Iisus am scris-o, Domnul mi-a dat-o în noiembrie 2009. Am scris-o deoarece au apărut multe învățători că ca să fii salvat trebuie să faci asta sau asta sau asta, altă. Dar cântarea mea zice că e numai prin Iisus. Unul își vede salvarea prin sabat, altul nu mănâncă porc, iar al treilea sânge nu-ți va da. Zice el, mai bine, frate, mori. Unul spune să nu fii botezat, altul strigă, dansează, sari cât poți, iar al treilea se roagă pentru morți, punând banii conilor fără folos. Unii tulbură pe frați că n-au Duh Sfânt, frații speriați împreună plâng. Fraților, nu fiți fricoși, fiți sănătoși, Duhul Sfânt pe toți ne-a dus la Hristos. Căci împreună când vă întâlniți despre Iisus n-aveți timp să vorbiți, căci fiecare își apără doctrina. Uite așa se pierde, fraților, lumina. Să vestim iubirea, să vestim salvarea, să nu umblăm cu lucruri de nimic. Iată-L vine Iisus, vine precum a spus, să mai salvăm un suflet pentru El, să mai salvăm un suflet pentru El, să mai salvăm un suflet pentru El. Să vestim iubire, să vestim salvare, să nu umblăm cu lucruri de nimic. Iată-L vine Iisus, vine precum a spus, să mai salvăm un suflet pentru El, să mai salvăm un suflet pentru El, să mai salvăm un suflet pentru El. Hai vestiți-L pe Cel răstignit, predicați-L pe Cel ce-a înviat, că-i sabatul, sângele, porcul și coada nu salvează sufletul nicicum. Salvarea nu-i în Vechiul Testament, așa că nu vorbi de sânge și de carne. Mănâncă tot și fă-te totul pentru toți, ca să aduci măcar pe unul la Hristos. Puneți accent pe vorba lui Iisus, nu căutați corabia lui Noe. Corabia doar 8 oameni a salvat, dar Iisus păcatul lumii a ridicat. Spune Pavel, fraților iubiți, ajunge atâta să mă judecați. Unul ține o zi, iar unul alta, unul mănâncă carne, altul iarbă. Știți care e lucru important? Să vestim iubirea, să vestim salvarea, să nu umblăm cu lucruri de nimic. Iată-L vine Iisus, vine precum a spus, să mai salvăm un suflet pentru El. Să vestim iubirea, să vestim salvarea, să nu umblăm cu lucruri de nimic. Iată-L vine Iisus, vine precum a spus, să mai salvăm un suflet pentru El, să mai salvăm un suflet pentru El, să mai salvăm un suflet pentru El, să mai salvăm un suflet pentru El.